Denis este omul din spatele proiectului de Motans. A venit din Republica Moldova și a reușit, în 3 ani, să cucerească YouTube-ul și foarte mulți fani din România. Spune-mi povestea piesei maraton. Am avut niște sesiuni în primăvară și la Periș, niște sesiuni muzicale. Și în ziua aia eram cu colegul meu, Vlad Lucan, care producătorul Vlad Lucan. Și nu am avut chef să stăm în casă. Era o vreme atât de frumoasă afară. Mi-a zis că, Vlad, hai să scoatem boxele afară, să tragem cablu. Mi-a scoatem boxele afară, în față era un lac. E foarte, un peisaj foarte frumos, pitoresc. Și am scos boxele afară, practic. Ne-am instalat laptopul, un microfon și am zis că hai să facem aici, în afară, orice. A fost foarte pe relax, foarte pe chill, piesa mea este așa, într-o răsuflare. Am compus-o, deci pe măsură ce o compuneam, m-a inspirat tot mai mult și mai mult. Foarte, foarte tare experiența. Am rămas uimit de ce a ieșit. A, da, și la ouurile alea din post-refren am chemat toată gașca din casă. Am zis, hai că avem aici nevoie de niște ouuri. Să te iubesc până la capăt. Dacă aș lua telefonul tău acum și l-aș deschide, da, ce-aș găsi în el? Foarte multe poze și foarte multe înregistrări audio. Și foarte multe schițe. Atât. Mai mult, da, are o aplicație care se numește Mail. Pește și acolo foarte, foarte, foarte multe mesaje. Nu mă interesează fotografiile, nu mă interesează nici mesajele în mod deosebit, m-ar interesa schițele. Sunt schițele viitoarelor tale piese? Pe uite, e greșit aici adresa. Am greșit. Pentru că... Învață-mă unde să caut. Pe mail să... mesajele și mesaje. Piesele unde sunt atașate din toate sesiunile. Și schițele sunt bune, să știi. Deci dar... aș putea să nu dau greș nici cu schițele. Nu, nu, nu. E ok. Adică... Știi de ce te-am întrebat, Denis? Pentru că vreau să știu cam ce se întâmplă cu tine atunci când cauți să versuri, când cauți inspirație pentru o piesă de succes. Sunt cazuri în care inspirația vine exact în momentul în care clipa aia, știi, înainte să adormi. Și te gândești, să mă scot, să ridic capul de pe piernă sau mâine o înregistrez ideea. Și în cele mai multe cazuri, 99,9% în perioada la 100, a doua zi dimineață nu mai ții minte. Trebuie să ridici capul de pe piernă, să înregistrezi frumos. Să scrii, să pui pe foaie ce ți-a venit. Și de Crăciun te duci acasă? Sper că da. Sper că o să reușesc să-mi iau bilet și să am 3-4 zile în care sunt pentru intimitatea mea. Cum era Crăciunul când tu erai mai mic? Foarte șmecher, foarte mișto. Îți dai seama, ceva magic. Cred că pentru toată lumea e ceva magic. Portocalele alea sub brad. Și țin minte că într-un an, nu mai țin minte cine, cred că mama a luat bradul și nu l-am potrivit doar cu jucării, dar a făcut cumva și din ciocolate și bomboane pe brad, așa, foarte frumos, nu știu, niște ornamente, hai zicem. Și până acum țin minte cum stătea bradul ăla pe frigider și eu nu ajungeam nici măcar la portocalele alea de sub brad. Era, dai seama. Cum se deghizau prietenii părinților sau chiar părinții în Moș Crăciun. Mi se pare asta foarte fun. Adică câtă pasiune poți să ai și dragoste pentru o ființă mică ca să îi faci pe plac și să îi inspiri acolo, să-i dai magie. Uite, ești un magician. Adică să fii părinte înseamnă într-o oarecare măsură să fii magician. Și vreau să te mai întreb cum a fost momentul în care ți-ai dat seama că Moș Crăciun e... cu totul altul decât moșul ăla darnic, moșul darnic care venea și ți-aducea. Nu, dar, nu, să știi. Și până acum cred. Nu, cred că ceva există acolo. Nu mă refer exact la Moș Crăciun, adică, dar este ceva, o energie acolo. Dar concertele tale, Denis, cum sunt? Din ce în ce mai bine. Mersi frumos fanilor pentru asta.
ei dau atmosfera acolo. Știi, tot timpul m-am întrebat ce este în sufletul unui artist, evident, în afară de acea senzație de bucurie pe care o ai inevitabil atunci când vezi că piesele tale sunt aclamate, versurile sunt cunoscute. În afară de bucuria aceasta pe care o resimte fiecare artist care e acolo pe scenă. Dacă gândurile sunt cap în suflet, e și un gol și multă dragoste. The Motans transmite prin muzică multe stări. Denis își scrie singur versurile, sunt simple și originale. În poveste este el însuși, exact ca în pilda pe care o spune. Vine un actor tânăr la un actor deja cu experiență, bătrân, așezat, și zice: Iuri Mihalovici, am așa o problemă. În primul act trebuie să joc un om beat și nu prea-mi iese. Și Iuri Mihalovici zice: păi, dragul meu, ia și beat acolo 200-250 de grame, o să te ajute mult. Adică îți fii beat și îți fii practic tu. Și da, da, problema e că în al doilea act trebuie să joc un om treaz. Acolo deja ai să joci. Eu sunt convinsă că și în timpul concertelor iei parte la numeroase întâmplări mai mult sau mai puțin amuzante. Sau mai am avut recent un hai zicem, am fost la un party și era o persoană tot servită, cu un pic de grad în cap, băută. Și i-a plăcut atât de tare de noi încât a vrut să urci pe scenă. Și mai nu e ieșit, doar că, slavă Domnului, aveam niște colegi foarte buni care sunt atenți când trebuie. Și am mai avut o fază foarte interesantă acum un an și în orașul Constanța. Tot așa, un om, iarăși la o petrecere, nu știu ce are, nu la o petrecere, era un concert, dar așa, din ăsta, mai după două noaptea. Și o persoană foarte mult a vrut să fac poză cu chitaristul nostru și practic tot a avut tentative să se urce pe scenă și să facă de pe scenă poză cu el. Și acolo iarăși au intervenit bodyguardii, l-au ras de pe scenă. Eram în studio la 36 acolo și a doua zi trebuia să merg și să lansez piesa la radio. Și vine la mine Radu Lupu și îmi zice: Denis, noi ne-am înțeles că tu mâniesc când îți dă o piesă. Zic: care două? Păi, versus și O mire pe mea. Zic: da, dar la O mire pe mea avem o strofă. Deci o strofă care nici măcar nu avea linii. Era o poezie. Deci O mire pe mea a fost inițial o poezie. Și avem o strofă. Zic: da, bro, dar O mire pe mea nu e piesă. Și asta zice: da? Păi noi am zis că gen, e piesă, am crezut că e piesă. Și am fost nevoit să-i compun liniile și refrenul, gen, nu știu, la ora 11 noaptea, știind că dimineața deja trebuie să o cânt la radio. Și băieții de dimineață, uite-te, cântăm asta, 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 a fost așa super pe grabă, dar a fost fun. Și uite, nu ar fi ieșit piesa asta dacă Radu Lupu nu înțelegea greșit. Îți mai amintești când a fost prima ta întâlnire cu muzica? Prima clipă când m-am născut. Am auzit vocea mamei. A fost cele mai frumoase acorduri pentru tine, vocea mamei? Mamă, e foarte poetic. Da! Îți dai seama. E cel mai sacru om de pe pământ, mama. Cred că pentru, nu știu, marea majoritatea oamenilor de pe pământ. Asta a fost prima mea cunoștință cu muzica. Bun, și după aceea, când ai început ușor și ușor să mai crești? La 16 ani am pus mâna pe chitară și am învățat primele acorduri. Singur? M-au ajutat niște prieteni, mi-au arătat pozițiile pe grif. A, n-ai avut un profesor? Nu. Mi-am luat un profesor după 4 sau 5 ani. 3-4-5 ani, pe acolo. Și am luat lecții timp de un an, după care iarăși am renunțat. Am zis că pe viitor deja o să fiu autodidact.